Conform comunicatului emis de Consiliul Județean Constanța, documentele depuse la dosar de către avocatul lui Nicușor Constantinescu au sosit în original în România prin intermediul DHL și poartă semnături și ștampile în original de la Spitalul Universitar John Hopkins. Totodată, acestea sunt autentificate prin semnătură, ștampilă și timbru sec de un notar din orașul Baltimore, acolo unde este situat Spitalul Universitar John Hopkins. Conținutul scrisorilor medicale este fără echivoc și specifică clar că Nicușor Constantinescu nu poate fi transportat având în vedere starea sa medicală, precum și că neefectuarea radioterapiei cu echipamentele clinicii de oncologie a Spitalului Universitar John Hopkins îi pune viața în pericol, se arată în comunicatul trimis de Consiliul Județean Constanța. Reamintim că în motivarea deciziei de înlocuire a controlului judiciar cu măsura arestării preventive, magistrații Tribunalului București au spus că semnătura doctorului diferă izbitor față de cea existentă pe alte înscrisuri și că modalitatea de prezentare a situației medicale a lui Constantinescu este una evazivă, iar aspectul privind un anumit tratament apare ca fiind unul ipotetic.